frumos fotbalul, să crede până la final și au crezut. Cât de fericit. Bravo lor, bravo lor. O zi frumoasă din viața mea, mă bucur că au crezut până la final, pentru că cred eu că Steaua a fost, FCSB-ul ne-a dominat, mai ales în prima repriză, au jucat mai bine ca noi, au ieșit la joc, au pasat. Noi am încercat să facem jocul nostru la început și după aia mă bucur mult că ei au crezut până la final și fotbal de aceea e frumos, pentru că dacă crezi până la final, orice e posibil, se poate orice, numai important e să crezi. N-ați avut răbdare până la pauză și ați operat două schimbări. Una dintre ele, iată, reușește să marcheze în finalul jocului. Baravica încă nu e 100%, am încercat să-l bag să văd cum reacționează. Kiki, știam că Borza e în formă foarte bună, am mers pe mâna lui încă o dată și după aceea l-am crezut că Borza poate să o facă bine și i-am dat spațiu și lui, că până la urmă merită, de câte ori când a intrat a făcut-o foarte bine, e un copil și atunci i-am dat șansă și a făcut-o foarte bine, felicitări, nu sunt supărat pe nimeni, se poate în fotbal să faci și lucrurile astea, important că tot ce faci să fie bine pentru echipa. Sincer, mai credeați în victorie? Vă știu, un spirit de luptător de obicei, dar totuși era... Eu n-am crezut în victorie, eu le scriu tot timpul pe lucrurile astea, se lucrează, le antrenăm, face parte din mentalitatea, cum am zis, la Farul trebuie să ajungem să avem o mentalitate de campion, ne lipsește acest lucru, nu putem să-l avem dintr-o dată, dar ușor, ușor să construim un lucru, nevoie de timp și sperăm că o să o facem bine. Ali Bek, ce execuție? Fantastic, din nou. Fantastic, cel mai bun de pe teren. A făcut diferența, ăsta e Ali Bek. Când el joacă bine și noi jucăm bine, e mai mult decât un jucător și bravo lui. Un Ali Bek de care are nevoie și naționala. De care am eu nevoie și Farul are nevoie. După aceea și echipa națională, bineînțeles că orice jucător bun, echipa națională are nevoie de jucători buni, în formă și bun. Nu s-a terminat încă perioada de transferuri și nu pot să nu vă întreb dacă mai sunt alți jucători care ar putea pleca de la Faroș sau alți jucători care ar putea veni. Pot pleca, pot veni. Da. Noi suntem deschiși totdeauna, deci nu știu, nu pot să vorbesc înainte să se împlinească un lucru. Ați văzut că lucrurile se întâmplă repede, suntem în perioada asta, suntem atenți la tot ce se mișcă și încercăm și vedem. Ați mai fost implicat în acest sezon în mai multe meciuri spectaculoase, dar credeți că acesta a fost cel mai spectaculos? Așa a lăsat impresia. Absolut, absolut. Păi decât să pierzi 3-0 sau să pierzi, să bați 7-0 sau nu știu, atunci e diferență mare. Dar așa când e, cum am văzut aseară, am văzut Alkmaar cu Twente, 5-5, probabil ne-a inspirat din acel meci, pentru că a fost un meci fantastic și am văzut aseară și na, bine că și echipa noastră a lecționat și a făcut-o foarte bine. Câtă nevoie avea domnule Hagi vestiarul și mai ales cei tineri de această victorie? Fără să fim... La începutul campionatului, să cred, probabil majoritatea nu credeau că suntem acolo. Acum, orice victorie din aceasta, mai ales câștigi în deplasare un meci atât de dificil, după o înfrângere categorică acasă, a doua repriză cu CFR, e clar că îți dă liniște, îți dă încredere, îți dă, cum ai zis, un vestiar. Felicitări pentru curajul care l-ați avut să jucați până la sfârșit fotbal. Să mergeți în presiune, să faceți presiune sus, cu copii. Să nu uitați că schimbările au fost numai copii și au mers foarte bine. Bravo lor! Nu pot să nu vă întreb, deși nu comentați despre echipele adverse, dar nu pot să nu vă întreb și despre elevul dumneavoastră care a intrat din nou, Florinel Coman, intră și face diferența. Reușește să... Nu am dubii de calitatea lui, nu am dubii de ce poate să facă Coman. Rămâne ca el să aibă spațiu, timp, să joace bine, să fie în formă. Adică un jucător, primul rând mental să fie bine și după aceea fizic să arate bine, pentru că el fotbal știe. Vă mulțumim tare mult. Cum s-a văzut cel mai spectaculos meci al sezonului de către... Pentru voi, pentru noi nu. Din păcate am pierdut pe niște greșeli. Asta e viața. Pare rău de băieți că au avut o atitudine senzațională, dar împreună pierdem, împreună câștigăm. Important e că să rămânem aceeași, o familie. Asta e fotbal. Din păcate, viața merge înainte. Până la urmă, toată lumea a văzut că erați în controlul partidei, ați avut și acel gol anulat la VAR, dar... Vine acea greșeală a lui Daua și te întreb pe tine, nu este prima pe care Daua o face? Da, și nu vreau totuși... să acuz pe nimeni, nu acuz niciun jucător. Cred că e vina tuturor, a staff-ului, a jucătorului, nu pot să dau într-un singur jucător sau să facem acum o analiză. Puțin, aia practica... Nu e, aia putea să se întâmple, a fost la roșu, a fost lovitură liberă, n-a ieșit. Nu știu, mi-e greu să cred să dau acum într-un jucător sau să mai mult jucător. Nu, eu mă bucur de atitudinea lor și doar am pierdut, din păcate, 3 puncte cu care era o șansă pentru noi să ne apropiem de locul 2. Dar asta e viața, mergem înainte. Nu mă pune să
fac analiza unui jucător sau nu, păi să dau într-un jucător. Și, adică, chiar da, nu, știu ce zici. Nu e o chestie greșeală personală. Personală Doamne, ferește, că n-avem ce să... O greșeală personală și atâta. Pot să o consider o greșeală personală. Și... Au fost meciuri când a făcut Daua, a jucat foarte bine. Acum asta a fost să fie. Mulți dintre jucătorii tăi supărați pe normal, Corațiu normal. Feșnic. Foarte nervoși. E și normal când pierzi de asemenea manieră în minutul 95 să-i... Nu, dar să supărați pe arbitru. Nu vreau să comentez. Dacă... Nu, e și normal să fie. Au alergat foarte mult, s-au dăruit foarte mult și e și normal. Când pierzi în asemenea hală, e frustrant și probabil și-au vărsat și nervi pe cineva. Pare că nu mai vrei să mai zici nimic. S-au interpretat prea mult cuvintele tale, așa ai simțit? Sau... Nu, nu. Vorbesc doar, dar nu vreau să vorbesc de să dau într-un jucător. Dacă întreabă-mă orice, că nu răspund cu cea mai mare plăcere. Bun, Florinel Coman intră din nou, aduce acel plus și te întreb dacă vă gândiți serios ca el să intre titular. Pentru că să pare dea Dumnezeu că este să fie sănătos, mai e o săptămână până la meciul cu CFR. Și Coman, la cum se prezintă și cum s-a prezentat în cantonament, cred că e Coman de când a venit la Steaua, când a avut evoluțiile cele mai bune. Și eu cred că merită și dacă va juca așa și cum intră la fiecare meci, nu are cum să nu joace titular. Mai ai nevoie de ceva întăriri pentru a lupta la titlu? Consider că mai ai nevoie de ceva? Da, să fie mai tare, nu știu. Nu, ăsta e lotul. Și dacă mai vine cineva, așteptăm cu mare drag, dar deocamdată suntem câte doi pe post, băieții au dublu, cine intră de pe bancă își face treaba absolut senzațional, n-ai ce să le reproșești. Acum, așa a fost să fie în seara asta. Am pierdut. Când am câștigat și noi pe minutul 90, nu ne-am supărat. Asta, ca atmosfera, păcat... n-a spus nimeni. Se vede că echipa este unită. Se creează o familie și asta mă bucur pentru mine, că ei formează o familie. Și nu mai sunt jucători aia care unul într-o parte, altul într-o parte. Nu, sunt o familie și suferă toți când pierd. Se bucură toți când câștigăm. Și asta contează foarte mult. Ce ar fi făcut Mihai Pintilii în finalul partidei dacă ar fi avut voie să fie aproape, mai aproape de jucători? După eliminarea lui Daua, ai fi putut face ceva rapid? Nu știu, să... E foarte greu să... Nu știu, că acolo ține de moment și de tot, de ei, nu ține de mine. Nu, sau dar de... ce-ai simțit tu? Că nu puteai să faci... puneam pe jos, eu nu știu, abar îți dau acum, chiar nu știu, dădeam o minge, nu știu, făceam un faul, să mai tragem de timp, probabil. Asta e, tot pot să zic, lipsă de experiență, dar ți-am zis, nu vreau să le reproșez absolut nimica, pentru că ei au avut atitudine bună, au demonstrat că joacă un fotbal plăcut, a fost un spectacol pentru oamenii din tribună și cei de acasă, dar din păcate am pierdut și îmi pare rău pentru ei, că chiar am simțit foarte supraș și mâhniți. Vine un meci cu CFR. Această partidă cumva vine ca un duș rece, poate și ca o motivație în plus pentru meciul cu CFR, pentru că poate fi ca o... Cred că duș rece, că probabil că nu joci cu CFR-ul sau cu echipa care de 5 ani ia campionatul, e absolut să te motivezi și să joci 100%. Acum vom vedea ce va fi. Vom intra cu tot cu gândul la victorie, vom încerca să ne facem același joc. Suntem conștienți că va fi un meci foarte, foarte greu, dar că orice meci îl vom trata exact ca aia. Asta le-am și zis băieților. Mergem înainte, nu vreau supărări, nu vreau că etapa trecută ne-am bucurat, acum am pierdut. Tot așa trebuie să fie atmosfera. Un jucător care iar a impresionat, deși nu s-a pus acel gol, David Miculescu. Asta aștepți de la el? Da, acțiunile și... care pentru asta a fost adusă. Dea pasă de gol, să rezolve acțiunea 1-1, să intre în careu, să caute poarta. M-aș bucura mai mult să intre, să finalizeze el, dacă se poate. Dar ăsta e David Miculescu și ușor, ușor și el trebuie să-și capete încrederea pentru a-și câștiga locul de titular. Că la urmă, ți-e greu să alegi primul 11, da, pe primul 18, primii 20 cu portare și după aia să mai lași încă 3-4 băieți care și ei poate merită să fie în loc. Asta e foarte greu. Aici e de lucrat și de gestionat. Nu pot să-ți explic. După ce Omrani etapa trecută înscrie, iată, de data asta nu reușește să respinge de pe la... Asta zic. Ne-a pus 3 puncte, acum... Asta zic, nu sunt supărat și nu sunt doar dezamăgit, pentru că meritau băieții și i-am văzut foarte supărat și foarte afectați. Ce aștepți la meciul cu CFR, ultima întrebare? Un singur lucru, să jucăm de 3 puncte și să mergem la victorie. Ce pot să aștept? Asta e, mergem să jucăm la victorie, că la urmă nu mai avem nimic de pierdut, părerea mea. Și o ieși, vom vedea. Mulțumim tare. Seară frumoasă. Acest meci nebun de-a dreptul și foarte spectaculos. Bună seara, da. Nu vine să cred că am reușit să întoarcem meciul.
chiar dacă după eliminarea lui Dawale am spus haideți că-i batem. Așa dar l-ai spus? Da, și chiar nu, sincer nu mă așteptam, dar de asta este frumos fotbalul și suntem bucuroși că am reușit să câștigăm. E incredibil. Știi ce ai spus acum? Nu știu dacă l-ai auzit pe Gică Hagi, că nu era aici când el intra cu băieții în tunel. Exact asta le spunea când a intrat, a țipat în gura mare și a spus de asta e frumos fotbalul, să jucăm până în ultima secundă. Exact același lucru îl spui și tu. De când ai mai trăit așa ceva? Pentru că pare cel mai frumos meci al sezonului. De foarte mult timp. Sincer, cred că de când eram la Astra, în 2016, nu știu, chiar n-am cuvinte după meciul acesta, după 3-0 cu CFR, să avem tăria să revenim așa de la 2-1 cu atâția tineri și na, sunt mândru de ei și de echipa noastră. Un Ali Bek în mare formă astăzi, de asta e și omul meciului, execuție fantastică, dacă poți să ne o explici un pic sau trebuie să o luăm ca orice altă execuție de-a ta cu care da, îl știu pe târnul de la Națională, știu că pleacă la lovituri libere și am zis că îi dau pe colțul lui să nu vadă ce se... Asta a fost. Da. Spune-ne cum vezi lucrurile de acum. Aveți mare nevoie de victorie pentru că părea că intrați într-un con de umbră. Da. Eram într-o perioadă foarte proastă. Chiar... Da, în unele momente nu mai aveam speranță așa că ne putem reveni la jocul care ne-a adus până aici. Dar suntem, v-am zis, suntem bucuroși că deocamdată suntem pe primul loc noi și mă bucur pentru asta. Deblochează acum un pic și psihicul jucătorilor mai tineri cumva această reușită, această victorie? Sper, mai ales că Borza a dat și gol. E aici, așteaptă și el să sperăm să țină tot așa și toți colegii, toți cei care au intrat au fost fenomenali și, după cum v-am spus, sunt mândru de echipă. Poate farul anul acesta dovedim până la urmă cu anumite meciuri și cu ce ați reușit în seara asta să câștige titlul? Dacă avem spiritul în această seară și nu cel cu CFR, cred că ne putem bate la campionat, da. Mulțumim tare. Mulțumim. Ai obținut penalti, însă nu a ieșit așa cum trebuie pentru echipa ta. În mod normal ai fi fost omul acestei partide, da? S-a întors. Îți vine să crezi că ai putut urmări așa ceva? Bună seara. Nici nu știu ce să mai zic. Cred că am controlat jocul, am fost echipa cu ocaziile, ne-am jucat cu ele. La final, păcat că în Liga 1 cred că avem varul degeaba. Ne-am uitat acum în vestiar la unele faze. Cred eu că La Jonas a fost fault când a scăpat Ali Bek. Nu știu de ce nu se întoarce faza să se uite și el la fel cum s-a uitat la golul nostru când a dat offside. Și nu știu, nu am mai trăit așa ceva niciodată și îmi pare rău că n-am reușit să câștigăm pentru că aveam meciul în mână și eram favorit să câștigăm acest meci. Cum se văd lucrurile în vestiarul vostru? Am văzut mulți dintre colegii tăi, inclusiv tu, foarte, foarte afectați, unii chiar de arbitraj, cum spuneai și tu, însă un meci pe care cumva l-aveați în mână, cum l-ai văzut tu de pe margine? Sau cum ai văzut tu finalul de pe margine? Cum l-ai trăit? A fost un meci greu, dar am spus, am controlat jocul, din păcate nici nu știu ce să mai zic. Și-au bătut joc de noi astăzi. Altceva n-am ce să zic. Am muncit, am tras de noi, ne-am dorit foarte mult victoria. Din două faze am pierdut meciul, nici acum nu înțeleg ce s-a întâmplat. Frustrant că vine și într-un moment atât de bun în care părea că sunteți, nu părea, chiar erați în urcare. Am avut astea trei meciuri, am zis Hermannstadt să câștigăm acum și urmează meciul cu CFR pe care trebuia să-l câștigăm neapărat. Am zis 9 puncte, din păcate n-am reușit să facem asta. Rămân obiectiv 6? Era un obiectiv să câștigăm toate trei jocurile de la început, dar n-am reușit să câștigăm astăzi, din păcate. Vom merge la Cluj să câștigăm, ne vom antrena bine, să fim 100% și sunt convins că vom obține cele 3 puncte. Andrei, contează situația asta cu Mihai Pintilii, creată în jurul lui Mihai Pintilii pentru voi jucătorii? Adică ați fi vrut să fie mult mai aproape, să țipe la voi, să vă spună exact unde, ce și cum?
Da, el este oricum alături de noi, ne ajută foarte mult. Normal că ne-am dorit să ne dea și indicații în timpul meciului, pentru că este o persoană care își dă sufletul la antrenament și încearcă să ne învețe ce a făcut el în fotbal și până acum i-a ieșit foarte bine. Tu evoluții din ce în ce mai bune, indiferent că poate câteodată ești lăsat pe bancă, iată când intri reușești să marchezi, să faci diferența unele jocuri. Spune-ne, mai rămâi la FCSB? Se poate întâmpla ceva în acest final? Obiectivul meu este atunci când intru în teren să dau 100% pentru această echipă, să-mi dau viața pe teren așa cum am făcut la toate echipele la care am jucat, indiferent de cât joc. Iar despre transfer nu vreau să vorbesc nimic atât timp cât sunt jucătorul Stelei. Nu, dar știi vreo discuție? Poate întâmpla acum pe final de perioadă de transferuri sau știi ceva? Nu știu absolut nimic. Îți mulțumim tare.